Continuăm cu ultimele trei roade ale Duhului sau fapte care țin de roada Duhului, caracteristici, atribute, pe care, în primul rând, Domnul Dumnezeu le are și, în al doilea rând, trebuie să le avem și noi. Fiindcă tot ce este roada Duhului reflectă caracterul lui Dumnezeu. La fel cum tot ce este fapta firii reflectă caracterul celui rău. Și noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să avem tot caracterul lui Dumnezeu. Din păcate, prin căderea în păcat, noi am ajuns să avem caracterul celui rău și să găsim aproape toate faptele firii pământești, să le găsim în noi. Dacă nu găsim toate faptele firii, cel puțin găsim toate rădăcinile acestor fapte care sunt adânc înfipte în noi. De aceea Dumnezeu, când naște pe cineva din nou, vrea să-i dea și caracterul său, să-l facă fiu nu doar la modul declarativ, să spun eu sunt copil al lui Dumnezeu prin credință tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Dacă sunt copil al lui Dumnezeu, trebuie să am caracterul Lui, să se vadă atributele Lui, bineînțeles nu atributele Lui divine, omnipotența, omniștiența, nu aceste lucruri, ci să se vadă dragostea, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare, bucuria, tot ce are Dumnezeu pentru noi. Suntem la a șaptea roadă a Duhului sau a șaptea calitate. Am mai spus, nu cred că trebuie făcut caz că este doar o roadă și sunt nouă părți. Nu e așa de important dacă sunt nouă roade sau doar una împărțită în nouă. Aici vorbește de ceea ce Duhul Sfânt lucrează în viața noastră și anume un caracter după voia lui Dumnezeu. A șaptea caracteristică așadar este credincioșia. În greacă pistis înseamnă fidelitate, loialitate, a fi demn de încredere, a se ține de cuvânt. E o problemă aici că adjectivul care derivă din substantivul credincioșie este credincios. Și credincios are două sensuri. De fapt, sunt două cuvinte omonime, sunt două cuvinte separate, dar au același înveliș. Și credincios, în primul rând, înseamnă om care crede, dar după adjectivul care derivă de aici, cuvântul care derivă din credincioșie, este la fel. Tot credincios este omul, dar sensul este de a fi fidel, de a fi loial, de a se ține de cuvânt, de a fi demn de încredere. Despre acest fel vorbește aici Scriptura, despre această roadă a Duhului și nu despre credință. Credința, într-adevăr, este lucru primordial. Noi venim la Domnul prin credință și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar sunt două lucruri diferite, credință și credincioșie. Iar cuvintele coincid în ceea ce privește, repet, calitatea sau adjectivul credincios. A fi credincios înseamnă a avea credință, dar potrivit acestui loc, a fi credincios înseamnă a se ține de cuvânt, a fi loial, a ține cuvântul, a fi demn de încredere. Potrivit acestui text și Dumnezeu este credincios. Și un om care e mai puțin pregătit se gândește cum Dumnezeu este credincios, în cine crede Dumnezeu. Nu e vorba de a crede în cineva, ci e vorba că Dumnezeu este fidel, este loial, își ține cuvântul, este demn de încredere. Ceea ce spune, el împlinește. Aici e o problemă a limbii române care nu e atât de bogată încât să ne înfățișeze toate aceste cuvinte în mod diferit. În acest sens, deci, Dumnezeu este credincios. El întotdeauna, când spune un cuvânt, el își ține cuvântul dat. Niciodată nu spune ceva și să nu facă. Dacă făgăduiește ceva, el împlinește și dacă spune că va pedepsi pe cel păcătos, de asemenea, înfăptuiește. Judecățile lui se înfăptuiesc și făgăduințele lui de asemenea. Când Dumnezeu dă o făgăduință și când spune un cuvânt din partea lui, se împlinește de fiecare dată. Avem câteva exemple de credincioșia lui Dumnezeu sau de faptul cum Dumnezeu este credincios cuvântului său dat. Atenție, nu ne este credincios nouă, ci cuvântului său dat. Credincios înseamnă că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și dacă spune unui om vei pieri, vei pieri. Dacă nu te pocăiești, vei pieri. Dumnezeu este credincios, se ține de cuvânt. El face lucrul acesta. Dacă îi spune unui om că dacă se pocăiește și crede, va avea viața și va vedea împărăția lui Dumnezeu, de asemenea, se ține de cuvânt. Nu ne este nouă credincios, ci este credincios cuvântului său. El se ține de cuvântul lui. Și a făgăduit, de exemplu, lui Iacov că dacă se va închina lui și dacă îl va avea pe el drept Dumnezeu, Dumnezeu tatălui său Avram, Dumnezeu lui Isaac, atunci Domnul îi va purta de grijă și îl va păzi în călătoria lui, pe când fugea el de fratele său Esau. Și când Iacov se întoarce din casa socrului său Laban, din Mesopotamia, din Haran, spune că i s-a arătat Domnul și în capitolul 32 din Geneza, versetul 9 și versetul 10, spune Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis,
Întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Doamne, Tu ai fost credincios cuvântului Tău. Tu ai spus că mă vei păzi, Tu ai spus că mă vei aduce cu bine în țară, Tu m-ai binecuvântat, Tu te-ai ținut de cuvânt, păzește-mă și de această dată de fratele meu Esau care vine înaintea mea. Și Domnul Dumnezeu îi se arată și are o întreagă noapte de luptă cu Iacov. Dumnezeu a fost credincios cuvântului dat poporului său. În Deuteronom, capitolul 7, Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Spune așa, versetul 8. Pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, deci, că Domnul Dumnezeu tău este singurul Dumnezeu. Este un Dumnezeu credincios, care se ține de cuvânt, care este demn de încredere. Și își ține legământul și îndurarea până la al milea neam. Dacă El a spus un cuvânt, El îl împlinește. Să știi, dar să înțelegi. Dumnezeu a fost credincios cuvântului Său dat poporului Israel. Le-a spus că îi va izbăvi și cu adevărat i-a izbăvit cu mână tare și cu braț puternic. În Deuteronom, capitolul 32, încă o dată spune de data asta Moise în cântarea lui despre Domnul Dumnezeu. El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. El se ține de cuvânt. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu credincios. Dumnezeu este credincios, să repet, cuvântului Său, nu unor oameni și nu unui popor, ci cuvântului dat unor oameni sau cuvântului dat unui popor. Dumnezeu este credincios cuvântului Său, făgăduințelor sale făcute pentru cei credincioși. Psalmul 25, versetul 10. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru cei credincioși Lui, Dumnezeu își arată credincioșia. Îi binecuvintează, îi păzește de cel rău. Ei pot să-și însușească toate făgăduințele acestea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este credincios cuvântului Său și își împlinește întotdeauna cuvântul. Psalmul 33:4. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Toate lucrările Lui. Tot ce a spus deja s-a împlinit și ce rămâne de împlinit se va împlini cu credincioșie. Toate lucrurile Lui se vor împlini. El a spus că va trimite pe Mesia, l-a trimis pe Mesia. A spus că va muri, că va învia, că va lua păcatul omenirii. Slăvit să fie Domnul, s-au întâmplat lucrurile acestea. Au avut loc, a spus că va avea o biserică și a mai spus că biserica aceasta într-o zi va fi în casa Lui. Acesta e cuvânt pe care Domnul va împlini cu credincioșie. Cuvintele Lui sunt da și amin. Și a spus că pământul acesta va fi judecat prin 7 ani de judecată, numit ziua Domnului, de asemenea se va împlini. A spus că 1000 de ani va fi împărăția Lui pe pământ și că Domnul Iisus va domni cu mireasa Lui la Ierusalim și cuvântul acesta se va împlini pentru că Dumnezeu este credincios cuvântului Său dat. Încă o dată citesc, cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie, slavă Domnului nostru. El este credincios și cuvântului dat bisericii sale, în Noul Testament de data aceasta. Apostolul Pavel vorbește credincioșilor din Tesalonic și în primul rând le spune o dorință, o urare, 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Vedeți ce dorință avea El? Să-i sfințească pe deplin. Să-i pună tot mai mult separați de rău. Aceasta înseamnă sfințire. Să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Și continuă. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. El se ține de cuvânt. Și dacă a spus că ne va păzi, de ce să te temi? El a spus că ne va păzi sufletul, trupul și Duhul întregi și fără prihană până la venirea Domnului Iisus Hristos. El a spus că va face asta. Numai noi să nu ne separăm de El, numai noi să nu ne smulgem din brațele Lui, să ne luăm viața în propriile mâini, să credem că noi suntem în stare de ceva bun. Acum, aceasta este caracteristica lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios cuvântului Său, El este demn de încredere, El este fidel a ceea ce spune și nouă ni se cere să fim plini de credincioșie. Roada Duhului este credincioșia. Repet, nu-i vorba de credință, ci de credincioșie. Și credința este necesară încă de la început și până la venirea Domnului. Când se arată Domnul, nu mai e nevoie nici de credință, pentru că atunci îl vom vedea așa cum este. Ni se cere să dăm dovadă de credincioșie și să fim oameni demni de încredere, care să ne ținem cuvântul spus. Cuvintele noastre să fie da, da și amin, amin.
ce trece peste aceste lucruri vine de la cel rău. Să ne ținem de cuvânt. Când spun un cuvânt, să-l împlinesc. Și dacă am spus că-l urmez pe Domnul până la capăt și am făcut lucrul ăsta și public în apa botezului, atunci de ce să-i întorc spatele și să mă lepă de el de frica oamenilor sau de frica prigoanei? Tu ai spus cu gura ta, îl vei urma pe Domnul până la capăt. Nu așa? Și mulți au făcut mărturie publică. Până când vrei să-l urmezi pe Domnul? El este Domnul și Mântuitorul meu și îl voi urma până la capătul vieții mele. Ține-te de cuvânt. Domnul așteaptă credincioșie în ce ai spus. Roada Duhului este credincioșie. N-ai zis tu că vrei să-l urmezi cu toată inima ta? Urmează cu toată inima. El este vrednic să fie urmat cu toată inima. N-ai zis tu că îi dai tot ce ai și tot ce ești? Dă-te cu totul lui Dumnezeu. Dă-te jertfă vie lui Dumnezeu. Asta e credincioșie. Și dacă tu faci lucrurile acestea și te predai lui Dumnezeu, Domnul îți dă și o slujbă. Și slujba aceasta, dragii mei, noi trebuie să o facem cu credincioșie. Toți câți au primit o slujbă de la Dumnezeu, cât s-au sfințit, s-au pus deoparte ca preoți în slujba lui Dumnezeu, lor li s-a dat o slujbă. Ce se cere de la cel care i s-a dat o răspundere? Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credința lui. În lucru care ți s-a dat ție. Poate nu un lucru foarte mare. Ți se pare ție că nu-i de mare importanță. Dar fii credincios în lucru care ți s-a dat. Fă-l cu consecvență. În continuare. Fără să obosești. Fără să te plângi. Fii credincios în ce ți s-a dat. Asta așteaptă Dumnezeu de la tine. Și aceasta este roada Duhului. Credincioșie. În lucrul încredințat ție. Fiecăruia i s-a dat după puterea lui. Unuia un talent, altuia doi, altuia cinci. Fiecăruia după puterea lui. Nu-ți dă Dumnezeu mai mult decât poți, mai mult decât a pus în tine, nu-ți cere. Dar dacă a pus ceva în tine și dacă a pus Duhul Sfânt să știi și să crezi că aceasta este o responsabilitate, că vine cu o responsabilitate, ori de câte ori vine un botez cu Duhul Sfânt, fraților, vine cu o răspundere pentru fiecare care l-a primit. Nu e pentru tine, ca să te lauzi cu el, ca să spui tuturor că tu ești deosebit, ci este cu o răspundere. Fii credincios în slujba care ți s-a dat. Dacă nu ești credincios în slujba aceasta, vei pierde toată ungerea. Și a doua oară nu o să o capeți așa de ușor. De aceea David, vă aduceți aminte cum plângea și spunea: nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt. Se cere să fii credincios în lucrul încredințat. Știi care este lucrul care ți s-a încredințat? Dacă ești soț, ți s-a încredințat slujba de preot în casa ta. Față de soția ta, față de copiii tăi. Dacă ești soție, ți s-a încredințat slujba să fii ajutor potrivit. Fii credincios în lucrul care ți s-a încredințat ție. Și dacă treci de faza aceasta, poate Dumnezeu să-ți dea și alte slujbe mai importante. Matei 24:44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Adică foarte curând. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Rob credincios aici înseamnă rob fidel, loial, cel care slujește cu credincioșie, cu consecvență. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Mie mi-e foarte greu să înțeleg cuvântul acesta. Să te pună peste toate averile sale. Dar în parte îl înțeleg, pentru că, potrivit Scripturii, mirele și mireasa, așa cum au fost creați ca model al Domnului Iisus și al Bisericii, în grădina Eden, ei doi trebuiau să fie una, să fie o unitate perfectă și să se vadă lucrul acesta prin faptul că urmau să stăpânească pământul. Și lucrul acesta era o imagine a Domnului Iisus și a bisericii. Oricine este în biserică va fi una cu Domnul Iisus la Ierusalim și pe pământul acesta după nunta din ceruri și consecința faptului că este mireasă și că va fi una cu mirele este că va stăpâni împreună cu el 1000 de ani pe pământ. Așa spune Scriptura, va împărăți 1000 de ani pe pământ. Se împlinește astfel cuvântul care spune aici, îl va pune peste toate averile sale, peste tot pământul acesta, pe fiecare potrivit cu credincioșia lui. Unuia 5 cetăți, altuia 10 cetăți. Să fie credincioșie în viața noastră. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Capitolul 25, versetul 21. Cuvintele acestea aș vrea să le aud și eu în ziua când va veni Domnul. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului său. Ai fost responsabil în ceea ce ți s-a dat. Ai lucrat cu credincioșie. Ceea ce așteaptă Domnul de la noi. Să fim slujitori credincioși, să ne ținem de slujba care ni s-a dat. Fii credincios în bogățiile nedrepte, spune într-un loc.
Să fii credincios în tot ceea ce ți s-a dat. Folosește pentru slava lui Dumnezeu. Pe tine însuți, cu totul, predă-te în slujba lui Dumnezeu astăzi, cum spunea leviților. Predați-vă astăzi în slujba lui Dumnezeu cu orice preț, chiar cu jertfa întregii case. Chiar dacă toată casa nu te-ar înțelege, tu să fii gata, te predai în slujba lui Dumnezeu. Acesta este robul credincios. Sunt mai multe exemple în Scriptură. Am să dau și eu 3. Să ne ajute Domnul să fim ca oamenii aceștia. Niciun cuvânt din Scriptură nu este la întâmplare. Slujitori credincioși. Primul este Epafras, Coloseni 1:7, spune așa: cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Era slujitorul Domnului Iisus, al lui Hristos, dar se vedea prin faptul că le slujea fraților cu credincioșie. Și tot aici, în Coloseni 4:7, spune despre un altul: tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. S-ar putea spune despre tine lucrul acesta? Slujitorul credincios. În altă parte, în Apocalipsa, spune martorul credincios. Slujitorul credincios. Să ni se potrivească cuvintele acestea. Versetul 9, în același capitol: l-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Fratele credincios, slujitorul credincios. Oameni credincioși care slujeau cu responsabilitate lui Dumnezeu, slujind fraților. Și în Evrei, capitolul 10, versetul 23, spune: să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. E vorba de făgăduința de a fi cu el în slabă. Mă duc să vă pregătesc un locaș, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. El a spus că se va întoarce și ne va lua cu el. Dacă a spus așa, așa va face. Credincios este el cuvântului său dat. Dar noi trebuie să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Fim neclintiți până la venirea lui. Mai este un aspect unde trebuie să ne arătăm credincioșia. Repet, este roada Duhului și este din caracterul Domnului Dumnezeu și al Domnului Iisus. Noi trebuie să ne arătăm credincioșia nu doar în familie și la adunare, ci și la serviciu. Este o recomandare dată de Apostolul Pavel lui Tit pentru credincioșii din Creta. Și le spune așa, Tit, capitolul 2, versetele 9 și 10: sfătuiește-i pe robi, echivalentul robilor de atunci sunt angajații de acum, pentru că nu întotdeauna rob însemna o sclavie dură, ci era pur și simplu un angajat pe care îl aveau ei și trebuia să-i asigure și cazare și îmbrăcăminte și masă. Sfătuiește-i pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile. Să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Dacă ești la serviciu, să fii cel mai demn de încredere din toată secția, din tot serviciul acela, din toți angajații, cea mai mare încredere să o aibă în tine. Să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Așa se face mărturie. Așa se dă mărturie. Prin credincioșia pe care o ai la serviciu, să știe, omul acesta, îl știm, poți avea încredere în el, poți să-i dai lucrurile cele mai serioase, el le face. Și acolo, prin ceea ce faci, dai mărturie înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Este după Scriptură lucrul acesta. Și să fim credincioși nu doar în lucrul de zi cu zi, ci mai ales în lucrul Domnului, așa cum am spus. Scopul este ca la urmă să ni se poată spune și nouă, cum îi spune Ioan lui Gaius: prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci. Așa să facă Domnul și din noi. Amin. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci. Orice îți dau să faci, tu faci cu credincioșie. Cu multă responsabilitate, cu multă atenție, cu multă consecvență. În tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată, tu dai dovadă de credincioșie. Dacă ești credincios în ce ți s-a dat, Dumnezeu îți dă mai mult și mai mult, și dacă este un dar și îl practici cu credincioșie, îl pui în slujbă potrivit credinței tale, Dumnezeu îți dă mai mult din darul ăsta și mai mult, și avantajul este pentru biserica lui Dumnezeu. Nu-i dar ca să-l iei tu, să faci tu ce vrei cu el, ci totul este pentru ceilalți. Pentru ceilalți, pentru frați și pentru străini totodată. Așa spune. Dă dovadă de credincioșie pentru frați în primul rând și pentru străini, în tot ceea ce faci. Și dacă nu ai neapărat o slujbă importantă în biserică, sau mai toate sunt importante, în trupul Domnului fiecare detaliu este important, fiecare modulare are importanța lui, dar dacă nu ai ceva foarte vizibil,
Cel puțin, fii credincios în casă și fii credincios în serviciul tău, dar și lucru care ți s-a dat în adunarea Domnului. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Aceasta a fost a șaptea roadă a Duhului. A opta este blândețea. În grecește, prautes. Un om blând este un om prietenos, pașnic, blajin, care nu este aspru, dur, opus durității, care este plăcut altora. Și Domnul Iisus, nu la întâmplare, s-a intitulat pe sine și Dumnezeu i-a dat lui Ioan Botezătorul să spună despre fiul lui, iată, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și pentru că era animal de jertfă, de ce a ales Domnul un miel? Ce face un miel? A zis un miel să muște? Nu mușcă, nu, e așa de blând. Blând, este personificarea blândeții. Dar atenție, Domnul nostru este și miel, dar și leul din Iuda. Și trebuie să fie un echilibru în caracterul nostru, așa cum a fost și în caracterul Domnului Iisus. El era plin de blândețe, nu? El a spus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dar cel care era plin de blândețe nu a avut niciun fel de ezitare să facă la un moment dat un bici de ștreanguri. Și nu odată a făcut, citesc doar un loc, Ioan 2 cu 14. În templu i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu. Împreună cu oile și boi a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și le-a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu casă de negustorie. Și unii spuneau că a dat cu biciul un aer. Nu cred. Personal nu cred că a făcut un bici ca să pognească în aer cum se face la noi la sărbători. Și mesele acelea chiar le-a răsturnat și cred că a băgat groaza în ei. Frica. N-a avut niciunul curaj, cu toată autoritatea. Dragii mei, a fi blând nu înseamnă a fi așa o cocă maleabilă cu care să facă cine ce vrea din tine să te formeze cum vrea el. Nu asta înseamnă. Ce a fi blând înseamnă să fii pașnic, dar când este nevoie să fii serios, să fii drept, trebuie să fii așa. Nu? Trebuie să fii plin de blândețe. Dar când e vorba să-ți mustri copilul în casă, trebuie să ai toată autoritatea. Toată autoritatea. Nu te juca cu asta. Dacă nu folosești autoritatea care ți-a dat-o Dumnezeu față de copil, nu-i scoți sufletul din locuința morților. Îl lași în locuința morților. Nu înseamnă că în momentele acelea este o contradicție în termeni. Poți să fii și blând și poți să fii în același timp și drept când e nevoie să fii drept, când e nevoie să mustri. Domnul a știut să fie și blând și decis și niciodată nu a greșit. Iar în caracterul lui n-a fost nicio greșeală. A fost un echilibru total pe care vrea să-l avem și noi așa cum l-a avut el. Cu farisei a fost și mai aspru, deși el a fost cel mai blând dintre toți oamenii. Cu farisei câteva cuvinte adresate lor le citesc. Matei 23, versetul 13. Vai de voi cărturași și farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați. Versetul 17. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Versetul 24. Povățuitorii orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Știți, oamenilor așa le-ar plăcea să fie fratele din față, așa ușor maleabil să faci din păstorul tău ce vrei tu. Facă biserica ce vrea din el, că asta e blândețe. Și el să fie în continuare blând. Dar uite, Domnul n-a fost așa. Uitați-vă bine. Și niciun adevărat om al lui Dumnezeu nu va fi așa. Ba mai mult, aici fariseilor le spune, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți. Prin aceasta mărturisiți că sunteți fii ai celor care au ucis pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa ienei? Oameni care plâng, cum a fost și Domnul Iisus, cum a fost și Ieremia, când era vorba să dea pe față păcatul, o spui cu toată autoritatea, cu toată decizia, cu toată responsabilitatea. Când e nevoie să mustri, mustri, când e nevoie să îndrepți, îndrepți și nu-i abatere de la blândețe. Dar în toate celelalte cazuri, absolut în toate celelalte, în afară de cazul când ești un om pus într-o răspundere și trebuie să mustri, în toate celelalte n-ai voie să faci abatere de la blândețe. În afară de cazul în care ești părinte și trebuie să mustri copilul în casa ta și trebuie... Orice mustrare înseamnă, presupune o rupere a relației cu copilul ca să simtă durerea, să simtă vinovăția, nu să-l iei imediat după aceea în brațe. Dacă nu-ți exerciți mustrarea aceasta, nu-ți exerciți autoritatea, nu vei face din copilul tău nimic, îl vei lăsa în locuința morților, îi vei lăsa sufletul în locuința morților. Și acolo spune Scriptura, nu-l lăsa așa, că îl urăști dacă îl lași așa. Însă în afară de situația aceasta nu ai voie niciodată să fii altfel decât blând, blând, un om blând. Moise era cel mai blând om
de pe fața pământului. Și totuși, când a fost nevoie să-și arate fermitatea, modelul de conducător în poporul lui Dumnezeu, modelul ideal, Domnul Iisus, și înainte de Domnul Iisus, Moise. Cum este conducătorul în poporul lui Dumnezeu? Cum ar trebui să fie un presbiter? Cum ar trebui să fie un păstor sau un episcop? Spune-i Scriptura. Cel mai blând om de pe fața pământului. Totuși, când este de judecat păcatul și când este de îndepărtat răul, stai drept și spune asta. Nu-i bine. Nu-i bine. Și Moise face lucrul acesta, stă drept și la numeri 16, versetul 12, el își arată în continuare blândețe. Spune, Moise a trimis să-i cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Veniți să stăm de vorbă. Haideți să rezolvăm. Dar ei au zis, nu ne suim. Oh, ce tupeu. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie? De vrei să mai și stăpânești peste noi? Asta e stăpânire? Cu ce se alegea bietul Moise? Ce folos avea el? Dar așa vorbește Satana, pur și simplu. Vrei să stăpânești peste noi? De stăpânit îi ardea. Plângea înaintea lui Dumnezeu, spunea, nu mai pot să port poporul ăsta. Dacă te porți așa cu mine, mai bine ia-mi viață. Că eu nu mai pot să port poporul ăsta. E prea, nu înțelege nimic. Observați ce duritate. Nu ne ajunge. Vrei să stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere. Și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. A fost blândețe. Eu v-am chemat să vorbim. Nu vreți? Bun. Eu nu vă fac nimic. Las pe Dumnezeu să facă el ce crede. Și spune așa. Moise s-a mâniat foarte tare și i-a zis Domnului. Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunea dintre ei. N-am stăpânit peste ei. N-am luat nimic de la ei. Ține minte asta. Ia în considerare asta, Doamne. Eu nu le-am făcut niciun rău. Nu le-am făcut nicio nedreptate. Și Moise i-a zis lui Core. Tu și toată ceata ta, mâine să fiți înaintea Domnului. Tu și ei împreună cu Aron. Luați-vă fiecare cădelnița lui, puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cădelnița lui. 250 de cădelnițe. Tu și Aron să vă luați și voi fiecare cădelnița lui. Vă las. Domnul să facă ce crede. Și nu cred că Moise știa exact ce va face Domnul, dar Domnul i-a trecut mult peste așteptări. A despicat pământul și a înghițit de vin. Nu era Moise blând? Bineînțeles că era blând. Când a fost vorba să fie drept, el a spus, am încercat tot. Dar când oamenii aceștia aruncă cu vorbe așa, bine ne-ai mai scos, ne-ai promis, ne-ai spus că o să fie, că o să facem. Și acum, uite, ne-ai lăsat așa. Foarte bine. Acum Domnul să se ocupe de situația asta, eu nu mai am ce să fac. Blândețe înseamnă însă nu doar să ai un caracter blajin, pașnic, înseamnă și moderație, să recunoști cu smerenie atunci când ai greșit, atunci când e cazul să accepți mustrare și corectare pentru binele tău spiritual. Aceasta înseamnă blândețe. Face parte din definiția ei. Și pentru robul Domnului, pentru bărbat, spune că el trebuie să fie blând. 2 Timotei 2,24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Dar și despre femei, aici e vorba de robul Domnului, despre un bărbat, și despre femei, mai ales de cele care au soții necreștini, necredincioși sau creștini necredincioși, că există și așa, nu doar robul Domnului nu trebuie să se certe, ci și roaba Domnului. 1 Petru 3:3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De multe ori ți-l faci dușman pe bărbatul din casa ta pentru că nu știi să te porți cu el. Pentru că îi vorbești cu asprime, cu duritate. Dar aici spune în curăția unui duc blând și liniștit. Așa îl poți câștiga, fără cuvinte. Dacă nu e așa, n-ai nicio șansă nici tu și nici el nu va avea. Încolo, spune tot în 1 Petru 3:8, încolo tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Domnul să ne ajute să fim așa. Și în final este ultima roadă a Duhului. Sau ultima dintre roadele Duhului, înfrânarea poftelor, este ca o încununare a tuturor celorlalte și este de maximă importanță, chiar dacă e pusă ultima. Înfrânarea poftelor mai înseamnă și stăpânire de sine sau ceea ce numesc oamenii în lume autocontrol. Să fii stăpân pe tine. Pe ceea ce spui, să nu te aprinzi, să nu te iuțești. Să le calculezi cuvintele tale, să le vorbești după ce le-ai gândit. Să le gândești de două ori și să le vorbești odată. Este o roadă a Duhului. Nu are oricine lucrul acesta. Noi din fire suntem imediat să sărim, să spunem vorbe, să aruncăm.
înfrânarea poftelor înseamnă stăpânire de sine. Este o făgăduință pentru noi, înainte de a domni peste pământul acesta 1000 de ani împreună cu Domnul Iisus, ni se cere ca noi să domnim în viață peste noi, adică să fim stăpâni pe noi înșine, pe sine. Și în Roman 5:17 spune așa: dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Vor fi stăpâni în viață. Vor fi ca niște domnitori asupra gândurilor, asupra vorbelor, asupra dorințelor. Aceasta e făgăduința. Aceasta înseamnă înfrânarea poftelor sau stăpânire de sine. Oameni controlați, cu control asupra sinelui, cu control asupra a ceea ce este în noi. Ce trebuie să controlăm? Ce trebuie să fie sub stăpânirea noastră? În primul rând, comportamentul nostru, viața noastră. Ea trebuie să se asemene cu viața Domnului Iisus. El niciodată nu s-a pripit, niciodată n-a spus cuvinte în mod impulsiv. Și viața lui este un exemplu perfect de ce înseamnă stăpânire de sine. Vă gândiți la lucrul acesta? Câtă stăpânire de sine a avut el atunci când l-au prins și când Petru i-a tăiat urechea lui Malcu, el să ia urechea și să o pună la loc. Ce stăpânire de sine! Și pe urmă când l-au biciuit și l-au bătut peste față, câtă stăpânire de sine! Un singur cuvânt, dacă ar fi spus, i-a zis lui Petru: crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu și mi-ar pune la dispoziție legiuni de îngeri și am nevoie de savia ta? Un cuvânt, dacă ar fi spus, pământul întreg ar fi fost judecat. Câtă stăpânire de sine! Să ai putere de a face lucrul acesta și totuși să nu-l faci. Noi nu suntem în situația aceasta, dar trebuie să avem stăpânire asupra comportamentului nostru. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Să se vadă că noi domnim în viață. Nu ne stăpânește nimic, noi stăpânim asupra sinelui. Prin Duhul lui, prin Domnul Iisus Hristos. Nimic nu stăpânește peste noi. Noi stăpânim peste inima noastră, peste gândurile noastre, peste viața noastră. Așa este un adevărat creștin. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Vor fi stăpâni pe sine. Și bineînțeles, peste noi este stăpân Domnul Iisus, mai presus de orice. Să ne controlăm și să avem stăpânirea asupra vorbirii noastre. Pentru că majoritatea greșelilor, majoritatea păcatelor se fac prin vorbire. Aici vine și iuțimea, și mânia, și strigarea. Să-ți controlezi vorbirea. Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să fie un cuvânt bun pentru zidire, să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4:29. Să ne controlăm vorbirea. De asemenea, în Iacov, în capitolul 1:26, spune: dacă crede cineva că este religios sau evlavios sau credincios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnic. Degeaba spui că ești credincios dacă nu poți să-ți înfrânezi limba. Te duci acasă și taca, 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 taca. Repet, pe soțul tău necredincios, pe copiii tăi necredincioși, pe frații tăi. Nu poți să-ți înfrânezi limba? Cum să-i câștigi? Să fim stăpâni asupra vorbirii noastre. Tot în Iacov, capitolul 3:2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. În vorbire să avem grijă să nu greșim. Și spune Scriptura că noi vom da socoteală nu numai pentru orice cuvânt rău, ci pentru orice cuvânt nefolositor. A fost de folos cuvântul acela? Chiar a fost de folos? Nu. Să se vadă un control al vorbirii tale. Nu da drumul gurii așa să vorbească orice vrea ea. Vrute și nevrute. Nici să nu fie așa un om tăcut, să nu spui nimic. Spune ce ai de spus, dar spune un cuvânt de zidire care să dea har celor ce-l aud, după cum e nevoie, stăpân pe vorbirea noastră. Prin Duhul Sfânt, prin roada aceasta Duhului, înfrânarea poftelor, putem avea control sau stăpânire asupra gândurilor noastre. Și în 2 Corinteni, capitolul 10:5, spune Apostolul Pavel: noi răsturnăm izvodirile minții, în primul rând ale minții noastre, că ea izvodește, născocește, inventează, scoate lucruri rele din firea pământească. Noi le răsturnăm, izvodirile minții, și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Domnul să ne ajute așa. Amin. Să fim oameni care să punem orice gând rob ascultării de Hristos. Asta înseamnă
Înfrânare înseamnă stăpânire asupra gândurilor. Iau gândul și îl pun să asculte de Hristos. Ce frumos spune aici apostolul. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu e un gând de la Dumnezeu. Îl scot din mintea mea. Dacă a venit, îi zic la revedere și dau drumul să iasă așa cum a venit. La fel de repede să și plece. 2 Corinteni 10 cu 5. 1 Petru 1 cu 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Încingeți coapsele minții. Spune aici, trebuie să aveți stăpânire peste mintea asta. Nu o lăsa să te ducă ea la lucrurile lumii acestea, la poftele firii. Că ea te duce, îți aduce aminte cum era când te duceai tu pe plajă, cum era când te plimbai, cum era când aveai, cum era când strângeai. Și te duce cu gândul la bani, la ce ai putea să faci, la ce ai putea să realizezi, la carieră. Mintea ta, dacă nu e un gând care să fie rob ascultării, pune-i capăt, încinge-ți coapsele minții. Centrează-ți orice gând către Domnul. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu greșești niciodată dacă te gândești la cele de sus, dacă te gândești la Scriptură, dacă te gândești la cum să faci bine celui de lângă tine, dacă te gândești la cum să faci bine familiei. Nu greșești. Gândește-te la lucrurile acestea. Spune că omul care gândește zi și noapte la cuvântul Domnului este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. El întotdeauna este roditor. Dar zi și noapte se gândește la cuvântul Domnului. Gândește-te la el. Din cauza aceea vin în mintea ta alte gânduri. Pentru că tu nu te gândești la cuvântul Domnului, dai loc să vină alte gânduri. Dacă nu te gândești la lucrarea lui Dumnezeu, nu te gândești la interesul lui Dumnezeu. Fiecare umblă după foloasele lui, spunea Pavel, și nu după folosul lui Hristos. Umblă după foloasele împărăției, după ceea ce este de folos împărăției, ceea ce este necesar. Că nu mai ai timp să te gândești la altceva. Și dacă ești la serviciu, gândește bine să-ți faci serviciul bine. Să dai dovadă de credincioșie în ceea ce faci. Și gândește-te cum să spui Evanghelia celui cu care intri în contact și gândește-te cum să dai mărturie prin viața ta. Sunt multe gânduri care sunt din Scriptură, dar orice gând care nu este după voia lui Dumnezeu trebuie să-l faci rob ascultării de Hristos. Mare putere este în ceea ce spune aici, înfrânarea poftelor sau autostăpânire, autocontrol, stăpânire de sine. Să fii stăpân asupra gândurilor tale, să fii stăpân asupra manifestărilor tale exterioare. Cum am spus, să nu reacționezi impulsiv, să nu reacționezi la supărare. Că noi așa suntem, de felul nostru suntem, așa eram în trecut, copii ai mâniei. Și reacționam impulsiv, îți spunea cineva ceva, imediat îi întorceai. În trafic, nu? Îți face cineva o problemă, imediat ridici mâna. Sau cine știe, claxonezi, te manifesti. Nu așa. Nu ai stăpânire de sine, nu ai înfrânare. Nu poți să te controlezi. Și o problemă. Să fim cu control, cu stăpânire asupra iuțimii, asupra mâniei. Efeseni 4:31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Observați ce aici e încă o listă cu tot felul de fapte ale firii. Orice mânie, orice iuțime, nu te aprinde. Aici ți se pune la probă înfrânarea poftelor și îndelunga răbdare. Și sunt destui care se pun la probă, din casă, până la serviciu și până în societate. Tot timpul vor fi. Când nu te aștepți, dintr-o dată te ia. De asta și trebuie să te ia pregătit. Că dimineața e bine să-ți pui viața mâna al Domnului și să spui, păzește-ne, izbăvește-ne de cel rău. Păzește-ne de lucrurile astea. Și dacă va fi să trecem prin încercări de felul acesta, dăm putere să dau dovadă de îndelungă răbdare, de stăpânire de sine. Să dau dovadă de credincioșie. De faptul că sunt cu adevărat un copil al tău, să se vadă caracterul tău în mine. Asta e rugăciunea noastră de fiecare zi. Dumnezeu îngăduie celui rău să fim probați, tentați, ispitiți, niciodată peste măsura noastră. Cu ce răspundem? Cu roada Duhului. Să se vadă roada Duhului. Mai ales la cei care spun că au fost botezați cu Duhul Sfânt, că au umplere cu Duhul Sfânt, aici se vede cât ești de stăpân pe tine. În Tit, capitolul 1, vorbește despre episcop și se potrivește tuturor, nu doar episcopului, conducătorului din adunare. Episcopul trebuie să fie, ca economa lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Cuvântul acesta, înfrânat, înseamnă stăpân pe sine. Să nu-și dea drumul la vorbe așa oricum, să nu spună lucruri care pe urmă să le regrete, să nu acționeze sub impulsul emoțiilor,
nici pozitive, nici negative. Că și dacă acționezi sub impulsul emoțiilor pozitive și ești așa foarte... Bun, poți să fii bucuros, dar stăpân pe tine. Și poți să fii trist, poți să fii lovit, rănit, se întâmplă să fii așa, dar nu trebuie să te exteriorizezi și să faci din aceasta un caz care să îi afecteze și pe cei din jur, să fii stăpân. Așa este un om potrivit cu voia lui Dumnezeu, el are un caracter cumpătat. Nu trebuie să avem suișuri și coborâșuri. Trebuie să fie o linie, o moderație în viața noastră. La aceasta se referă ultima dintre roadele Duhului, să ai o moderație, să ai o cumpătare, să ai o stăpânire de sine în tot ceea ce faci. Să ne ducem viața potrivit voii lui Dumnezeu. Mulți umblă să sară o etapă, să umble după umplerea cu Duhul. Și se spune omului chiar după ce s-a întors la Domnul, tu trebuie să fii plin de Duhul imediat acum. Trebuie să fii plin de Duhul acum, dar nu vei fi plin de Duhul înainte de a face două lucruri, și anume să faci să moară, să dispară faptele firii pământești și să produci roada Duhului. Cineva mie personal mi-a dat un sfat bun, a fost un om înțelept, un om care fusese botezat cu Duhul Sfânt și se vedea clar că a fost botezat cu Duhul Sfânt, se vedea o umplere, se vedeau daruri în viața lui și putere în rugăciunea lui și Domnul să-l binecuvinteze. Omul acesta, când i-am cerut un sfat și am spus, frate, dar cum pot să fac și eu, ce pot să fac? El mi-a spus, tu preocupă-te cu a produce roada Duhului și a face să moară faptele firii, ceea ce am și făcut, așa cum am spus. Ca pe urmă să vină umplerea. Și noi, de multe ori, am vrea să sărim niște etape, să trecem direct, Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Și pe urmă, după ce ne-a umplut cu Duhul Sfânt, să facem să moară faptele firii. Nu, ordinea nu este aceasta. Prin Duhul face să moară faptele firii, să se vadă roada Duhului și Dumnezeu, dacă noi producem roada, Dumnezeu ne va aduce și umplerea. Mai este încă un lucru aici. Cum am mai spus, faptele firii și roada Duhului sunt lucruri opuse, pentru că unele țin de caracterul celui rău și celelalte de caracterul lui Dumnezeu sau a Domnului Iisus. Nu poți să le ai pe amândouă în același timp în viața ta. Nu poți să fii în același timp plin de dragoste și tot atunci să fii și plin de mânie, de ceartă, de dezbinare. Nu poți să fii plin de bucurie și în același timp plin de îngrijorare. Nu poți să fii plin de pace și în același timp să fii frământat sau fricos sau mincinos sau altceva. Dacă ai roada Duhului, aceasta înseamnă că faptele firii dispar din viața ta. Dumnezeu nu doar că ne dă posibilitatea prin Duhul să facem să moară faptele firii, ci El ne dă și altceva în loc, și anume roada Duhului. Și la noi ar trebui să se vadă din plin roada Duhului în fiecare dintre noi. Dacă noi spunem că suntem credincioși, se va vedea prin roadele noastre. După roadele lor îi veți cunoaște. Până la urmă, așa cum am început studiul nostru despre roada Duhului, ceea ce caută Domnul în viața noastră este să fie roadă. Ce a căutat în smochin, ce caută în viță, când a spus eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește să aducă și mai multă roadă. Fraților, cei care aduc roadă, slăviți să fie Domnul că aduc roadă, este prin Duhul Sfânt, El este seva care curge prin noi. Și noi purtăm roada aceasta Lui. Domnul poate să curățească în noi și să dea Dumnezeu să ne curățim noi singuri, să nu fie nevoie să curățească El. Și scopul curățirii este să aducă și mai multă roadă. Dar este o avertizare și pentru ceilalți. Dacă n-aduci roadă, n-aduci roadă azi, n-aduci roadă mâine, nu aduci roadă un an, doi ani, trei ani, ce a zis la urmă stăpânul viei despre smochinul acela? Taie, la ce se mai cuprindă pământul degeaba? Și în ceea ce privește vița, spune, pe orice mlădiță care nu aduce roadă, el o taie. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc. Niciun fel de dubiu în privința asta. Să nu crezi că poți să stai neroditor și totuși să te numești mântuit. Un om cu adevărat mântuit, cineva punea întrebarea aceasta foarte bine. Ești mântuit de ce? Adică salvat, scăpat, asta înseamnă mântuit. De ce ai scăpat? Păi în primul rând de păcate și în al doilea rând de faptele firii. Ai scăpat de ele, le-ai făcut să moară, ele tot timpul vor căuta să vină înapoi, dar ele să fie acolo, puse sub sentința crucii, să fie răstignită firea și faptele firii să fie omorâte. Chiar dacă apar, ele trebuie să fie tăiate, fără milă. Asta este viața de credință. Nu o să ne folosească Dumnezeu mai mult dacă nu vor fi roadele Duhului în viața noastră și dacă nu vor fi faptele firii pământești ucise. Este ridicol să cere alți oameni să fie mântuiți când tu n-ai scăpat de lucrurile acestea din viața ta. De ce ar veni alți oameni lângă tine când tu ai un caracter care nu arată imaginea Domnului Iisus, arată mai degrabă firea ta căzută? Ce să vadă?
se vor întâmpla lucruri și se vor întâmpla minuni în viața noastră și va fi viață numai dacă noi vom tăia faptele firii și vom produce roada Duhului. Să nu credeți că toată viața noi trebuie să stăm așa doar să tăiem la firea pământească, ele trebuie tăiate și numai cu totul și cu totul accidental pot să apară și atunci imediat ajungi la mărturisire. Așa e viața de credință. Nu-i desăvârșire, nu-i perfecțiune. Oricine propune astfel de lucruri sau făgăduiește astfel de lucruri aici pe pământ merge împotriva Scripturii, dar este izbăvire de păcat, este izbăvire de robia păcatului, este posibilitatea de a purta roada Duhului în mod deplin. Dacă noi umblăm călăuziți de Duhul, să mergem și să producem roada Duhului. Ceilalți o vor vedea și o vor vedea în viața noastră. Dacă se vede din plin roada Duhului, sunt șanse să se mai pocăiască unii. Dacă nu, nicio idee. Să spui lui Dumnezeu, este între tine și Dumnezeu. Doamne, ce mai am? Ia lista, pune-le acolo, întreabă-ți soția, întreabă un frate. Și puneți întrebarea, ce-i cu mine, Doamne? Că Dumnezeu botează, înțelegeți? Tratează în mod serios între tine și Dumnezeu. Du-te cu listuța în față. Doamne, este asta, du-te, Doamne, arată-mi, este și asta, da, Dumnezeu îți arată, asta este, bun, cum să le fac să moară în viața mea? Și după aceea, să vezi dacă ai roada Duhului și pe urmă, este garantat când ți-ai rezolvat lucrurile acestea, Dumnezeu va da daruri bune celor ce le cer, sau Duhul Sfânt celor ce-l cer. El care este bun știe să dea celor ce-l cer pe Duhul Sfânt și îl dă în continuare, slavă Lui că face asta. Și chiar dacă ar fi prigoană și probleme și în casă, dacă ar fi prigoană de afară, dacă este viață înăuntru, dacă sunt râuri de apă vie, nu ne vor face să ne temem deloc. Noi vom merge biruitori, așa cum era în vremea primilor creștini. Orice ar fi fost și dacă aruncau la lei și dacă pierdeau toate averile, ei erau cu totul pentru Dumnezeu. Asta e ceea ce vrea Domnul, ca biserica lui de la sfârșit să fie la fel cel puțin cum a fost biserica de la început. Nu putem să ne gândim că biserica a început în putere și va sfârși în prăbușire. Nu, este apostazie, dar biserica adevărată a lui Dumnezeu va fi ca la început. Ea a început în puterea Duhului și va sfârși în puterea Duhului. Ba chiar cred că ea va avea putere mai mare prin Duhul decât a fost la început, pentru că e normal ca împlinirea de la sfârșit să fie culminarea întregii epoci a bisericii. Și vreau să fim și noi parte din asta. Ca la venirea lui să ne găsească plin de Duhul Sfânt, plin de toată roada și să nu găsească nimic firesc, nimic lumesc, să nu găsească nimic din felul acesta în viața noastră. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele Lui, să le judecăm duhovnicește, nu firește, și să fie practică noi, să ia trup în noi cuvântul Lui, iar în toate numele Lui să fie slăvit. Amin.